Împreună, o resursă pentru clasa 7. Imaginați-vă o pădure plină de păsări. Dar dacă toate păsările ar cânta aceeași notă, nu ar mai fi o armonie, o melodie, spune Doug Floyd, jurnalist. Iar dacă ar cânta doar păsările care cântă foarte bine, ar fi tare liniște în pădure, continuă Henry Van Dyke, poet. Dar fiecare pasăre este originală, așa cum suntem cu toții. Iar diferențele, fie că suntem fete sau băieți, tineri sau bătrâni, avem credințe diferite, suntem înalți sau scunzi, avem părul blond sau negru și așa mai departe, toate fac parte din natură. Iar așa cum spune poetul Alfred Lord Tennyson, în natură nu există nefrumos. Și poate că nu toate păsările îți par minunate, dar există ceva minunat în fiecare dintre ele și în fiecare dintre noi. Iar soarele nu strălucește pentru câțiva copaci și câteva flori sau păsări. El strălucește pentru bucuria întregii lumi. Henry Ward Beecher, preot și luptător împotriva sclaviei. Istoria omenirii ne-a arătat că atunci când suntem împreună și ne acceptăm diferențele, suntem mai puternici, iar oamenii puternici nu îi doboară pe ceilalți, îi ridică. Michael P. Watson, boxer profesionist. Suntem mai curajoși, iar curajul poate fi descoperit în cele mai neobișnuite locuri. John Ronald Tolkien, autorul cărții Stăpânul Inelelor. Suntem mai buni, iar atunci când ai de ales între a avea dreptate și a fi bun, alege să fii bun. Dr. Wayne W. Dyer, psiholog. Pentru că, deși nu poți face tot binele de care lumea are nevoie, lumea are nevoie de tot binele pe care îl poți face tu. Jenna Stanfield, compozitor. Iată un exemplu. Vorbele bune nu costă mult, dar reușești să faci atât de mult cu ele. Blaise Pascal, matematician, fizician și filozof. Acum, alege unul dintre citatele prezentate și descrie în câteva cuvinte ce înseamnă el pentru tine. La final, realizează alături de colegii tăi un album al citatelor alese de voi cu titlul Împreună.